Mulțumim lui Dumnezeu pentru această ocazie de a studia cuvântul Său. Subiectul este format din forța uluitoare, fantastică a alegerilor asupra vieții. De fapt, își propune ca și scop și dacă se va împlini acest scop, va însemna foarte mult pentru noi, va însemna schimbări radicale de experiențe de viață. Și anume să conștientizăm tot mai clar, tot mai mult forța fantastică, uluitoare a deciziilor, a propriilor alegeri, modelarea vieții și a experiențelor ce le avem. Adică experiențele și viața noastră depinde enorm culoarea, calitatea lor, felul lor. Toate depind enorm de alegerile noastre. Un alt scop derivat din primul este de a deveni mai responsabili în ceea ce privește deciziile pe care le luăm, înțelegând cât de mult te antrenează pe o anumită linie, anumite decizii, să putem să ne cutremurăm și să simțim nevoia de a fi inspirați și a lua decizii bune. Foarte important de înțeles va fi înțelegerea, revelația că putem accesa schimbări uluitoare în viața noastră tot prin decizii bune luate sub îndrumarea și prin puterea lui Dumnezeu, cât și, bineînțeles, efecte care vor surveni asupra altora până și generații viitoare. Nu știm cât de departe, dar anumite decizii pot să fie însoțite de reverberații atât de lungi încât să dureze sute sau chiar mii de ani. Sunt mulți oameni care atunci când traversează nenorociri sau întâmpină eșecuri în viață, vorbesc cu necaz despre soarta sau destinul ce le-a fost scris. Fără să vadă că ceea ce li se întâmplă nu reprezintă de fapt decât efectele propriilor alegeri. Alegerile luate de noi, bune sau urele, ne formează soarta. Ceea ce lumea definește soarta nu este altceva decât ceea ce am ales noi. Dacă am înțelege lucrul acesta că, de fapt, destinul este mâinile noastre, că, de fapt, ne formăm soarta și nu este ceva, mi-a fost scris să fac lucrul acesta. Dacă ne-a fost scris ceva, ne-a fost scris ceva extraordinar de bun, lucru care se întâmplă la foarte, foarte puțini oameni, pentru că foarte puțini oameni aleg exact ceea ce le-a fost scris de Dumnezeu pentru ei. Dacă putem vorbi de un destin, putem vorbi de un destin uimitor de bun, uimitor de frumos, destin pe care l-a pregătit Dumnezeu, dar lucru care nu se întâmplă decât în măsura în care oamenii aleg exact ceea ce Dumnezeu dorește să aleagă pentru ei. Așa să nu uităm că alegerile luate de noi, bune sau rele, ne formează soarta sau destinul. Alegerile înseamnă destin. Ce nu putem alege nu-s decât câteva lucruri. Cred că mai mult de 90% de ceea ce este viața noastră e suma deciziilor noastre. Mai mult de 90%. Acest lucru e cutremurător. Când m-am gândit, când ar trebui să ne gândim la lucrul acesta, ar trebui să vedem, să Duhul lui Dumnezeu poate accesa mintea, memoria, înțelegerile noastre pentru a vedea, pentru a porni de la efectele la care am ajuns, pe urma lor, undeva la niște rădăcini, la niște origini care au fost alegeri luate în diferite domenii de viață, segmente de viață. Dacă mergi pe firul descoperirilor, a cercetărilor, a explorării, a ceea ce se întâmplă astăzi, vom vedea că undeva la mai departe, mult mai departe, au fost alegeri luate, alegeri mari sau alegeri mai mici în funcție de mărimea și importanța lor, au fost și efectele. Oricum, ce nu putem alege nu sunt decât câteva lucruri care nu le putem alege. Ne naștem păcătoși fără să fi ales lucrul acesta, sigur. Așa cum spune în Psalmul 51:5, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. N-am ales lucrul acesta și totuși așa mă nasc. Dar totuși nu este legat chiar de acest lucru o soartă implacabilă, pentru că deși m-am născut păcătos fără să aleg, în același timp Hristos a murit pentru mine fără să aleg lucrul acesta. Așa că nu pot să mă culpabilizez sau pot să îl
să mă consider un nenorocit. N-am ales să mă nasc păcătos, dar în același timp nici nu am ales ca Iisus să sufere pentru mine, să moară, să treacă prin tot calvarul și să-mi curoiască o mântuire atât de minunată. Nici pe asta n-am ales-o, dar pot să o aleg. Este o chestiune care stă la îndemâna mea, cea mai mare chestiune a vieții. Nu mi-am putut alege părinții. Asta a fost. Tata, asta a fost. Mama, asta a fost. N-am putut să-mi aleg primii ani ai copilăriei pentru că acolo am crescut, ei s-au gândit la o educație, ceea ce au făcut pentru mine, asta este. Nu mi-am ales părinții, nu mi-am ales genele, zestrea genetică, dar în schimb părinții mei puteau să aleagă pentru mine. Dacă mergem puțin mai încolo pe fir, vedem că și aceasta e până la urmă dependentă de alegere. Părinții mei puteau să trăiască sănătos, să aibă un stil de viață sănătos, de asemenea o moralitate bună, principii corecte de viață și legate și de spirit și de minte și în felul acesta puteau să îmi dea o altă zestră genetică. Nu mi-am ales lucrul acesta, dar pot să aleg în continuare cum să-mi trăiesc viața. Nu ne putem alege locul de naștere și nici educația ce o primim în primii ani ai copilăriei, dar părinții noștri pot alege lucrul acesta pentru noi. Ei pot să aleagă unde să ne petrecem copilăria și ce tip de educație să primim. Dar în restul de ceea ce am vorbit, în restul putem alege aproape orice gen de experiență dorită, mai ales dacă înțelegem forța uluitoare a deciziilor. Știți, e la dispoziția noastră o paletă uriașă de experiențe și de viață. Putem să facem lucruri extraordinare în viață. Spun încă o dată, mai mult din 90% din experiențele pe care le trăim, experiențele vieții cu coloratura lor specifică, sunt rezultatele alegerilor noastre. Am luat o foaie de hârtie ca să vedeți ce spectru larg este. O să pun aici în centru, o să scriu eu, nu? Persoana mea este undeva aici. Da? Aceștia sunt începuturile. Este aproape un univers de experiențe care stau la dispoziția noastră, a mea aici. Nu pot să plec aici. Pot să plec aici. Pot să plec aici. Numai oamenii nu sunt conștienți de lucrul acesta sau aici. Observați, sunt diferite lucruri și aceste drumuri, trebuie să spun că în momentul când voi fi undeva aici, pe drumul acesta, nu o să știu niciodată ce ar fi fost dacă eram aici. Aici sau aici înseamnă un gen de experiență total diferite. Mai ales dacă liniile acestea, veți vedea cât de mult se ramifică, să zic că linia aceasta este cariera pe care vreau să-mi o aleg. Nu, poate să fie în partea aceasta sau în partea aceasta, sau locul unde vreau să locuiesc, în partea aceasta sau în partea aceasta, dar aici înseamnă oameni diferiți, culturi diferite, zone diferite de trăit, experiențe diferite. Deci alegerile, când le facem, e clar că nu o să pot să fiu în două locuri în același timp. O să fiu într-un loc și o să mă lovesc de un anumit gen de experiență. Deci este uluitor cât de diferit putem trăi în viață. Și oamenii cred cu mintea îngustată de diavol și fără să înțeleagă acest subiect extraordinar că asta este. N-au avut ce să facă, parcă să zbat pe un drum implacabil, că așa l-a fost scris, neînțelegând forța uluitoare a deciziilor care antrenează efecte. În orice direcție voi alege să merg, nu voi putea înțelege ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi făcut alte alegeri. Îmi pot imagina cât un pic, dar sunt departe de a înțelege lucrul acesta. Când te afli într-un anumit loc, nu ai cum să înțelegi ce se întâmplă dacă ai fi fost într-un alt loc. Este o varietate uluitoare de alegeri pe care le putem face și care vor genera experiențe total diferite. Pentru cei care sunt tineri, acesta este un subiect extraordinar de bun, dacă le înțeleg, pentru că ei sunt chiar în fața marilor alegeri ale vieții, la stânga, la dreapta, oriunde, din multe puncte de vedere. Vom vedea câteva din marile alegeri ale vieții care vor genera experiențe total diferite. Pentru cei care deja au făcut alegeri proaste, cel puțin se pot căi și pot să ia contradecizii. Adică alte decizii care se poată, pe cât posibil, să îndrepte și să schimbe efectele. Deși unele efecte nu pot să fie stopate, contracarate în totalitate după ce au fost luate astfel de decizii. Aș vrea să
enumăr câteva din alegerile majore în viață care ne vor influența pe termen lung și profund. Alegeri care după ce le vom lua niciodată nu vom mai fi aceiași oameni și vor antrena pur și simplu o grămadă de experiență cu încărcătura lor de trăire, de sentimente, de efecte asupra trupului, minții, relațiilor, vieții, chiar mântuirii. În primul rând, cea mai mare alegere a vieții este poziția față de Dumnezeu. Fiecare om va trebui să aleagă ceva în direcția aceasta. Este o inevitabilă alegere. Adică nu pot să fug de această responsabilitate. Ce poziție voi lua față de Dumnezeu? Sau mai degrabă, în ce poziție va fi Dumnezeu? Cum îl voi vedea pe Dumnezeu față de mine? Apoi caracterul pe care vreau să-l dezvolt, care iarăși va influența major destinul nostru veșnic, dar și relațiile interumane și viața și coloratura lor. Care vor fi valorile și prioritățile mele în viață? Iarăși lucrul acesta va genera drumuri diferite și experiențe diferite. Ce carieră și ce misiune voi alege în viață? Este această alegere va marca iarăși existența noastră cu un anumit tip de experiență. Ce partener de viață voi alege? Adică cu cine mă voi căsători? Nu? Și felul în care, bineînțeles, îmi voi modela viața de familie, cum îmi voi educa copiii, pentru ce îmi voi educa copiii, ce tip de educație le voi da, ce grup de oameni, cu ce grup de oameni mă voi întâlni, mă voi închina lui Dumnezeu, pentru că și lucrul acesta va amprenta foarte mult experiența noastră, mai mult decât ne gândim, mai mult decât putem aprecia. Unde voi așeza locuința? Vă zice că probabil nu este un lucru mare, dar este un lucru atât de mare încât veți vedea ce efecte va avea asupra vieții noastre. Haideți să trecem puțin prin aceste mari alegeri care... Nu, unele dintre ele le-am luat. Nu, probabil când ați auzit de ele, unele capitole deja am luat decizii. Din fericire, la unele capitole putem să luăm din nou decizii și să facem schimbări și în felul acesta alte efecte vor urma. Dar mai ales cei care nu au ajuns să ia astfel de decizii, încă nu au luat o hotărâre clară în această direcție, este un studiu fericit pentru ei, este un moment fericit să descopere forța uluitoare a deciziilor cu efectele care scolorează viața. Bun, prima mare alegere. Ce poziție voi avea față de Dumnezeu? În ce relație voi fi cu El? Știți că o relație nu vine la întâmplare. Nu vă gândiți că vine la întâmplare o relație. Eu sunt atât de aproape de Dumnezeu cât am ales să fiu. Nu s-a întâmplat să fiu foarte prieten cu cineva. Nu e o prietenie, este un lucru care îl construiești în timp și se bazează pe alegeri clare. Voi fi Cain sau Abel? Ioan cel iubit sau Iuda Iscarioteanu? Aproape de Dumnezeu sau departe de El? Acestea sunt alegeri cu efecte zdrobitoare. Atât de mult influențează această mare alegere, am numit-o cea mai mare alegere a vieții, încât orice segment din viață, oriunde altundeva în viață, va reverbera, va proveni o influență de aici. Voi fi rebel, nepăsător, distant, fără reverență, fără temere de Dumnezeu? Nu-i voi permite lui Dumnezeu să-mi influențeze viața cu atât mai mult să mă conducă? Sunt alegeri cu rezultate pe măsură. Trebuie să vă gândiți la lucrul acesta, pentru că una din două se va întâmpla cu fiecare dintre noi. Vei alege rebeliunea sau nepăsarea sau îmi voi conduce viața, cine este El să mă conducă, vreau eu să mă conduc. Sigur, vor fi alegeri pe măsură, cu efecte pe măsură. Sau voi fi un adorator al lui Dumnezeu, vreau să-L ador pe Dumnezeu, să mă închin lui Dumnezeu, voi fi un supus ascultător și loial al lui Dumnezeu. Un om temător de Dumnezeu, care voi respecta în viața mea, făcând din El totul pentru mine. El îmi va conduce viața. Voia Lui
va reprezenta etalonul pentru toate deciziile mele. Eu îmi voi aranja toate deciziile mele în funcție de ceea ce vrea Dumnezeu. Vedeți, în poziții diferite, iar lucrul acesta ne va arunca la stânga sau la dreapta, va colora viața noastră în diferit. Total diferit. Poziția față de Dumnezeu îți va modifica radical viața. Da? Nu vom putea să fim aceiași oameni. O decizie diferită va antrena cu totul alte experiențe. Bineînțeles, o astfel de decizie va avea efecte aici și mai departe. Pe termen lung, până în veșnicie. Și aici, pentru că va genera un tip de viață diferit, cât și finalul, și chiar pe termen de generații. De generații după noi, o astfel de alegere, generații după noi vor fi influențate, pentru că sunt influențați oameni de rebeliunea sau de loialitatea noastră față de Dumnezeu, copiii, familia și așa mai departe, vor duce mai departe efectele unei astfel de alegeri. Probabil că niciodată nu le calculăm. Dar Dumnezeu ar vrea să privim responsabil o astfel de decizie. Privește alegerea lui Cain. Că vorbeam, voi fi un Cain sau voi fi un Abel? Sigur, Cain și-a ales partea lui. Abel a ales ascultarea, Cain a ales independența de Dumnezeu, răzvrătirea față de Dumnezeu. Privește la experiența lui. Familia lui, cum a crescut, cum a trăit, urmașii lui care au luat modelul lui, au preluat stilul de viață de rebeliune. Potopul este mult influențat de alegerea unui om, Cain. Dacă n-ar fi fost Cain, probabil că nu s-ar fi, efectele n-ar fi fost atât de distrugătoare. El a dat naștere și educație la generații de oameni după el care au fost la fel ca el, adică rebele. Nu s-au supus lui Dumnezeu, au trăit exact cum nu a vrut Dumnezeu și asta a influențat major. Vei fi un Cain? Privește efectele vieții lui, finalul lui, efectele pe termen lung de generații, gândește-te bine și calculează lucrul acesta. Sau voi alege să fiu ca Ioan cel iubit. Ioan a ales intimitatea cu Hristos, a dorit foarte mult să se apropie de Hristos, iar lucrul acesta i-a fost făcut posibil. E o alegere cât de aproape de Hristos. Ioan a vrut să fie mai aproape decât ceilalți, lucru care a fost posibil. Și astăzi este posibil să cine te ține să nu fii cel mai credincios om, să fii cel mai apropiat de Hristos. Dacă vrei o astfel de intimitate, ți se răspunde că aceasta e cu atât mai mult dorința lui Dumnezeu. Sigur, în cazul în care vei fi ca Ioan, vei scrie o Evanghelie, vei scrie epistole și vei întări pe frații credincioși, vei face o lucrare deosebită. Dacă vei fi Iuda Iscarioteanu, alegând să păstrezi rezerve față de Hristos în predare, sigur, finalul tău nu este prea frumos. Îl vei trăda? Vei face o lucrare rea, te vei alia cu forțele întunericului, numele îți va rămâne stigmatizat și exemplul va fi oribil, iar finalul este foarte trist, cu ștreangul la gât, murit sub, nu, ascunzând după el un nume, rămânând după el un nume infam. Iosua 24:15, într-un moment critic în experiența poporului Israel, Iosua când era aproape de încheierea vieții, a încercat să-i trezească pe oameni la responsabilitatea alegerii. I-a văzut că nu-și dădeau seama că începeau să aleagă ceva greșit și să ia pe căi diferite și de aceea le-a spus: și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți, sau dumnezeilor care le slujau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Aceasta mi se pare foarte clar că e o alegere. Le-a spus și lor, dacă vreți să nu slujiți lui Dumnezeu, faceți lucrul acesta foarte conștient. Adică, cel puțin, alegerea voastră să nu fie inconștientă, să nu fie sub imperiu unei nebulozități, ci să știți foarte clar că eu vreau să slujesc dumnezeilor amoriților sau dumnezeilor egiptenilor, de unde am ieșit. Dacă nu vreți să slujiți Domnului, cel puțin gândiți-vă bine ce faceți. Cât despre mine, eu aleg ceea ce înseamnă că să slujesc Domnului, ceea ce înseamnă că putem alege lucrul acesta. Sigur, noi vom alege să slujim lui Dumnezeu sau să nu-i slujim lui Dumnezeu. E alegerea ta, dar efectele vor fi uriașe pe măsură. Romanii 1:28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, o astfel de alegere,
Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite, astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Și așa mai departe continuăm că versete bune. Deci pentru că nu l-ai ales pe Dumnezeu, urmează efecte. Urmează să se întâmple ceva cu tine diferit decât dacă le alege pe Dumnezeu. Urmează ca viața să aibă alte experiențe. Cu totul altceva să ți se întâmple. Vei fi pe alte drumuri, vei trăi, vei vedea, te vei raporta diferit la oameni, la familie, la ceea ce se întâmplă în jurul tău, la scopuri în viață. Totul va fi diferit, altceva. Și asta pentru că la un cap de drum ai ales lucrul acela. Iar tot spectrul care se lărgește este de fapt undeva focusat pe o alegere care ai luat-o, poziția pe care o iau față de Dumnezeu în viața mea. Gândește-te bine, pentru că efectele vor fi pe măsură. Nu vei mai rămâne același om, vei trăi o altă viață în funcție de decizia pe care o vei lua la acest capitol. Ilie i-a spus lui Ahab când a fost învinuit că tu nenorocești pe Israel, nici de cum eu, ci tu și casa tatălui tău nenorociți pe Israel pentru că ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Bali. Este clar că Israel a fost nenorocit, el însuși a nenorocit pe el și a nenorocit și pe alții pentru că l-a părăsit pe Domnul. Aceștia sunt efecte. Deci tu însuți te vei nenoroci și vei nenoroci și pe alții în funcție de cercul influenței tale, pentru că ai ales greșit, ai ales, te-ai raportat greșit la Dumnezeu. A doua Cronici 24:20, Zaharia, fiul preotului Jehoiada, a fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu, el s-a înfățișat înaintea poporului și a zis, așa vorbește Domnul, pentru ce călcați poruncile Domnului? Nu veți propăși pentru că ați părăsit pe Domnul și El vă va părăsi. Deci acest nu veți propăși este clar. Ești rebel, te depărtezi de Dumnezeu, nu vei propăși. Te vei nenoroci și vei nenoroci și pe alții. Asta este clar. Deci aceasta este o alegere mare pe care o vom face și care ne va duce pe drumuri cu totul diferite. Apoi este o altă alegere. Mulți nici măcar nu sunt conștienți de faptul că este o alegere și totuși o alegere colosală. Ce caracter voi dezvolta în viață? Cum voi vrea să fiu în ceea ce privește caracterul? Caracterul e tot o alegere, frații mei. Voi dezvolta un caracter hristic sau satanic? Sunt doar două variante, să știți. Să copiez ceva, să privesc, să mă îndrept în două direcții. Voi trăi și voi avea ca scop al vieții să mă asemăn tot mai mult cu Hristos? Asta va implica să fiu de acord, să lupt cu disperare împotriva defectelor personale, să anihilez eu-l prin puterea lui Hristos și să semăn tot mai mult cu El? Vreau caracterul Lui, asta vreau să fiu în viață, vreau să semăn cu El în viață, sau este posibilitatea să nu îmi pese de ce caracter am, să nu îmi pese de defectele care îmi pătează viața, ba chiar mai mult, să le cultiv și să fac exces în direcția aceasta, semănând tot mai mult cu cine? Cu Prințul Întunericului, dobândind un caracter schimonosit, satanic. Și bineînțeles, de aici nu este doar caracterul care reprezintă, marchează destinația unde vom merge în veșnicie. Deci aceasta este puțin, dar te gândești că alegerea aceasta nu numai mântuirea ți-o influențează major, chiar ți-o definește. Nu? Cu un caracter satanic nu vom merge în cer, nu vom fi salvați. Asta va însemna dovada clară a faptului că suntem pierduți. Dar având caractere diferite, vom fi oameni diferiți. Chiar noi ne vom simți diferit. Vom trăi în mod diferit cu familia și cu oamenii pe care îi vom întâlni. Misiunea noastră, misiunea vieții noastre va fi foarte mult condiționată de alegerea caracterului pe care îl avem, sigur. Cât de mulți oameni vei putea ajuta? Sau ce tip de relații vei avea? Toate sunt în funcție de caracterul pe care îl dezvolți. Sunt oameni pe care trebuie să-i eviți, oameni de care trebuie să te ferești, oameni care sunt periculoși, care sunt țepoși, oameni care sunt egoiști și care nu vor putea să lase influențe bune decât influențe rele. Oameni care vor presăra durere în relațiile lor,
vor presăra amărăciune sau oameni care vor aduce bucurie și speranță. Sigur, există un gen cu totul diferit de întâmplări și de experiențe care sunt generate de alegerea caracterului. Înțelegem oare caracterul pe care îl alegem, de fapt, definește o grămadă de experiențe ale vieții care sunt diferite. Și iarăși aduc aminte că dacă ești aici, în cazul nostru, dacă ai un caracter de genul ăsta, nu poți să fii aici și nu poți să înțelegi ce ar fi însemnat familia, viața ta, oamenii pe care ai întâlnit tu însuți. Pentru că tu însuți te simți într-un anumit fel, în funcție de caracterul pe care îl ai. Te poți simți rău, nefericit, frustrat. Sigur, dacă ești egoist, vei fi, ai cultivat egoismul, vei fi nefericit. Continuă te va afecta ceva. Dacă ești ranchinos și rău, răutăcios și invidios, iarăși vei fi nefericit, te vei simți prost. Pe lângă că îi vei face și pe alții să se simtă prost. Și vei avea un anumit gen de relații și o anumită misiune în viață. Apostolul Pavel în Filipeni 3:10 spunea, făcuse țintă a lui și să-l cunosc pe el, vorbea despre Iisus, pentru care lăsasele să cotise toate lucrurile ca un gunoi, și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui ca să fie tot la fel una cu învierea lui. Să-l cunosc pe el, le-am lăsat, le-am pierdut pe toate și le socotesc ca un gunoi, să fiu asemenea chipului fiului său. Acest lucru îl dorea pentru sine, l-a urmărit pentru sine și l-a implementat, l-a transmis mai departe și celorlalți. Nu? Copilașii mei pentru care simt durerile nașterii până ce Hristos va lua chip desăvârșit în voi. Deci le-a spus, aceasta este ținta, aceasta e o alegere colosală. Hristos să ia chip în voi. Sigur, nu tot una este să am roadele Duhului Sfânt, un caracter ca lui Hristos și experiențe diferite. Și cu totul alt caz este să fiu un om firesc, care cultivă firescul și obține un caracter firesc, roada firii pământești, cu genul de trăiri și de experiențe specifice, nu? Cearta, vrăjmășia, ura, disensiunea, nefericirea, apăsarea, deci, și tot ceea ce este legat de aceste roade, care de fapt sunt caracter. Înseamnă caracter, iar caracterul e o alegere, frații mei. Noi ne alegem ceva, asta înseamnă că ne alegem un anumit gen de experiențe și trăiri. Și, din păcate, suntem atât de nătânci și orbiți, încât nici măcar nu vedem că ceea ce se întâmplă cu noi, felul în care ne simțim și felul în care îi facem să se simtă și pe ceilalți din jur, și tipul de experiențe care le generăm, sunt, de fapt, rezultatele alegerilor noastre. Oare nu văd că sunt egoist și răutăcios și nesimțit uneori și capricios și în jurul meu eu nu mă simt bine și în jurul meu oamenii nu se simt bine și misiunea mea e compromisă, că nu pot să fac nimic bun în lumea aceasta, nu voi putea să fac ceva care să conteze cu adevărat în viață. Oare nu vedem lucrul acesta? Nu înțelegem că de fapt pentru că aleg să-mi perpetuez defectele, se întâmplă lucrul acesta, pentru că nu aleg caracterul lui Hristos și aleg în continuare să trăiesc cu defectele, să merg cu ele târâși. Asta se întâmplă cu mine și în jurul meu. De ce nu încercăm să judecăm de la cauză la efect și să descoperim rădăcina răului în alegerile pe care le-am făcut la acest capitol? Deci caracterul pe care vreau să-l dezvolt, hristic sau satanic. Care vor fi valorile și prioritățile mele în viață? Iarăși este o alegere colosală. Ce este prețios pentru mine? Pentru că ce e prețios pentru mine, aia voi face. După lucrul acela voi alerga? După lucrul acela mă voi consuma? Timpul meu, viața mea, existența mea, energiile mele, puterile mele, talentele și abilitățile mele vor fi puse în slujba ceea ce este prețios și valoros pentru mine. Asta, ce ai ales în direcția aceasta? Copile, ce ai ales, frate și soră, în direcția aceasta, că ți-alegi prioritățile, cei prețioși și ți-alegi scopurile în viață, ce vreau să fac, propriu-zis, în viață, nu? Domnul Iisus ne spunea, nu vă îngrijorați, Matei 6:31, ce vom mânca, ce vom bea, nu căutați lucrurile acestea. Sigur, foarte mult se îngrijorează, o parte din prioritatea vieții lor este ce mai mâncăm, cum ne mai distrăm, ce plăceri de genul acesta, dar asta înseamnă să pierzi scopul vieții. Se spunea despre Maria,
că și-a ales partea cea bună. Marta era foarte îngrijorată și uita un lucru important, uita că partea cea bună însemna să-L ai pe Hristos, să înțelegi cuvântul Lui care îți deschide viziunea și orizontul și te face să-i alegeri bune. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua, nu-i ce-am ales în viață, care sunt valori și scopuri, pentru ce trăiesc. Ni se spune în Proverbe 23:4, nu te chinui ca să te îmbogățești. Nu spune priceperea sau abilitățile în aceasta. Foarte mulți observați când... De ce se chinuie să se îmbogățească? Și asta, în momentul te chinuiești, înseamnă sforțare, înseamnă trudă. Pentru că îl fac ca scop, e valoros lucrul acesta. Când spui n-ai timp pentru ceva, echivalentul în profunzime este nu este important pentru mine. Niciodată nu o să se întâmple să n-ai timp exact pentru lucrurile la care ții foarte mult și vrei să le faci. Pentru că ți-e gândul și timpul și puterile axate pentru așa ceva. Nu te chinui să te îmbogățești, nu spune priceperea în aceasta, abia ți-a aruncat ochii spre ea și nu mai este bogăția face aripi ca și vulturul și zboară spre ceruri. Ți se spune, este nedemnă ca să pui prioritățile tale, e nesigură, este instabilă, este perisabilă. Sunt și alte versete care spune, nu satisface, nu te poate sătura, sufletește, nu te ajută. Da? Nu te chinui să faci lucrul acesta. Adică nu faci o prioritate din aceasta. De aceea, ce va fi important și valoros pentru mine? Ce voi alege? Pe Dumnezeu? Va fi important pentru mine? Va fi prioritatea priorităților Dumnezeu? Voia Lui descoperită în cuvântul Său? Dezvoltarea unui caracter spre slava Lui? Cauza Lui Dumnezeu? Lucrarea Sa? Lucrarea de slujire a oamenilor și de a ajuta să fie salvați? Vor fi lucrurile acestea importante? Sau banii? Pot să fie banii importanți, un titlu mare, un nume mare, o poziție măreață în lumea aceasta. Nu pot să aleg și lucrurile acestea, aprobarea oamenilor, aplauzele lor să le caut, nu distracții, plăceri. Pentru că în funcție de aceste valori și priorități, viața mea va căpăta o culoare diferită, drumuri diferite, din nou. Dacă e aici, nu e aici. Și când ești aici, nu știi ce se întâmplă aici. Ai alt gen de experiențe, cu totul altceva. În căutarea banilor ai alt gen de experiență. Te întâlnești cu alți oameni și pentru altceva te întâlnești cu ei. Relațiile sunt ghidate de alte principii și au parte de alte sentimente și trăiri. Aici, dacă ești, ai parte de alte căutări, întâlnești alți oameni, îi întâlnești pentru altceva, ai alt scop, ai alte trăiri, ai alte sentimente, un gen total diferit de viață, de împlinire, de satisfacție. Și totul depinde, observați foarte clar, de alegeri. Da? Suntem conștienți de lucrul acesta, așa că trebuie să chipzim bine. Unde vom merge? Încotro, pentru că va fi trist, dar dacă ajungem aici, nu vom ști ce este aici. Nu poți decât să alegi un tip de viață. Iar aceste alegeri de care vorbim sunt atât de mari încât îți influențează major viața. Deci îți modelează toate experiențele și familia. Cariera și misiunea pe care le aleg în viață. Nu, va trebui să-mi aleg o carieră. Va trebui să fac ceva în viață. Ceva care va conta pentru mine. Nu? Va trebui să îndeplinesc ceva, o anumită slujbă, o anumită lucrare. În viață. Viața vă e înainte, copii, da? Sunteți în față. Nu tot una va fi. Să fii una sau alta. Într-un loc sau în altul. Da, poți să fii Pavel sau tânărul bogat. Da, sunt două tipuri, două alegeri, da? Unul a făcut ceva, a finalizat într-un anumit fel viața, a ales ceva, altul a ales altceva, da? Efectele au fost cu totul diferite, experiențele au fost cu totul diferite. Geneza 11:4, ziditorii Babelului și-au zis, haide să ne zidim o cetate al cărui turn și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Sigur, poți să te gândești cum să-mi fac un nume mare. Cei dinainte de potop spune că au fost viteji și au făcut oameni cu nume și au făcut un nume mare datorită vitejilor lor. Au fost adulați. În momentele respective de oameni au fost înghițiți foarte repede de potop și n-a rămas nimic după ei.
te poți gândi cum să fiu mai bine apreciat, mai bine văzut. Pentru asta va trebui să muncești, va trebui să cauți să ajungi pe toate căile în vârful piramidei sau să-ți asiguri o poziție venerată, adulată de oameni, respectată și nu, oamenii să plece înaintea ta, iar tu să le poruncești și să-i supui. Sigur, poți să alegi lucrul acesta și să trăiești și să lupți pentru asta și să ai un anumit gen de experiențe. Da? Sau să, așa cum scrie Coloseni 1:28, ce a ales Pavel, pe el îl propovăduim noi, pe Hristos. El a ales pur și simplu să vorbească oamenilor și să le înfățișeze oamenilor pe Domnul Iisus Hristos, Salvatorul, singura soluție pentru salvarea și pentru binele oamenilor. Și îl sfătuim, și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după toată puterea Lui care lucrează cu tărie în mine. Sunt alegeri diferite, sigur. Ei au spus, haide să facem ceva care să fie atât de măreț încât să avem un nume, să rămână numele nostru în istorie, iar oamenii când îl pronunță, nu, vedeți că numele la străzi, la poate și orașe, sau să ne facem un nume. Nu, celălalt a spus, pe el îl propovăduim noi și vrem să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos, să-i vedem pe oameni salvați. Sigur, au avut parte oamenii aceștia de experiențe diferite, au trăiri diferite în funcție de cariera și de slujba pe care și-au ales-o. Ce vrei să faci în viață? Cu ce îți vei ocupa timpul? Energiile? Abilitățile? Talentele? În ce vei investi? Există o diversitate de lucrări și de cariere pe care le poți îmbrățișa. Poți să fii agricultor sau negustor, poți să fii avocat sau scriitor, poți să fii politician sau misionar. Dar fiecare va însemna experiențe diferite. Fiecare va genera experiențe cu o coloratură total specifică față de altă. Dacă vei face un anumit lucru, trebuie să știi că nu vei putea în același timp să fii în altă parte, să faci altceva. Deci echipzește bine, gândește-te bine în ce parte o vei lua, pentru că asta îți va influența viața ta, viața celor de lângă tine, viața oamenilor, poate viața și celor de după tine. Mult, mai ales dacă faci alegeri importante, cum sunt de a fi misionar, asta va însemna să influențezi foarte mulți oameni ce vor veni chiar după tine. Nu vei putea să măsori de plin rezultatele până în împărăția lui Dumnezeu. Dar și dacă vei fi un alt tip de om care vei alege o altă carieră, poți, din punct de vedere negativ, să transmiți pentru generații la rând alte efecte. Partenerul de viață pe care îl voi alege, tipul de familie pe care îl voi forma, nu tot una este să te căsătorești cu Sara sau cu Dalila. Sunt două persoane total diferite. Total diferite numai că e clar că fiecare suntem diferiți ca oameni, avem unicitatea noastră. E vorba de caracter, de viziune, de viață, de experiență. O femeie este o femeie credincioasă. Este o femeie adevărată, o femeie care, așa cum spune Apostolul Petru, 1 Petru 3:5, astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și au supuse bărbaților lor ca Sara, care l-asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. Desigur, Sara, dacă te căsătorești cu Sara, Sara te va înnobila. Sara va avea parte de o dragoste curată. Va fi o relație extraordinară. Nu tot una va fi cu Dalila, nu? Sigur, Avram a prosperat, a avut o căsnicie fericită. Au mai apărut mici probleme, dar care s-au rezolvat prin harul lui Dumnezeu pe fondul iubirii adevărate a faptului că erau credincioși. Nu tot una a fost relația lui Samson cu Dalila, nu? Care nu l-a înnobilat. Una te înnobilează o relație, una te dărâmă. Una te face ca să te bucuri și să ai împlinire, una îți aduce decepție și groază. Îl vedem pe Samson cu ochii scoși datorită acestei relații. Și legat în lanțuri de aramă și râșnind într-o temniță, într-o pușcărie datorită acestei relații. Poate să fie femeia un dar de la Dumnezeu și bărbatul. Sau poate să fie, așa spunem proverbe, o femeie credincioasă este un dar. Femeie cinstită, o femeie chipzuită, un dar de la Domnul. Sunt mai multe versete. Sau poate să fie ceva mai amar decât moartea. Nu-i tot una, nu? Înțelegem că
alegerea unui partener de viață îți va colora total experiențele. Aș vrea să citesc că Ellen White scria în Căminul Creștin, Căminul Advent, pagina 44, dacă cei care au în vedere căsătoria nu vor să aibă remușcări după căsătorie, atunci ar trebui să facă acum din aceasta un subiect serios de cugetare, de gândire. Acest pas făcut în mod neînțelept constituie unul dintre mijloacele cele mai sigure care pot ruina rodnicia unui tânăr și a unei tinere. Viața devine o povară, un blestem. Nimeni nu poate ruina mai mult fericirea și rodnicia unei femei și să-i facă viața o povară chinuitoare ca propriul ei soț. Ar trebui să ne gândim la câte femei nefericite sunt datorită bărbaților. La câte femei sunt ruinate. Viața lor a fost cu totul altceva decât ar fi putut să fie. Au trăit o viață mizerabilă, sub presiune, sub tensiune, unele chiar bătute. Dacă nu au fost bătute, oricum au fost nefericite, chinuite în fel și... Nu e un anumit gen de experiență, de familie, nu. Nu există cruce mai grea de dus decât crucea în familie, adică o relație care e nepotrivită. Și de asemenea, nimeni nu poate distruge, măcar în proporție de a suta parte, speranțele și aspirațiile unui bărbat, nu-i poate paraliza energiile și ruina influența și planurile de viitor ca propria sa soție. Și câți bărbați cunosc de asemenea distruși de femei necredincioase, de femei egoiste și mândre și lume și posesive, care i-au făcut viața, l-au tras în jos și l-au dărâmat, i-au tăiat aripile aspirațiilor, cariera și misiunea a fost compromisă, viața a fost neîmplinită și în felul acesta, alegerile acelea, când a bătut clopotul, când a bătut ceasul căsătoriei, a însemnat încheierea unei vieți adevărate. Pentru ei a însemnat decizia care le-a ruinat viața. Au format un anumit tip de familie, puteai să ai altă familie, de alt gen, cu alt gen de educație, de copii, de simțăminte, de trăiri, de bucurie, de împlinire, nu? Gândiți-vă la ce a simțit Samson cu ochii scoși în temnița aia, nu știu cât a învârtit acolo, dar avea timp de gândire, că te învârteai în loc până cădeai jos de oboseală, nemâncat și cât a avut timp să se gândească, ce a simțit, câtă frustrare, câtă decepție, ce amărăciune a fost în urma acestei relații, ce trebuia să simt așa ceva, i-a fost prescris de Dumnezeu așa ceva. Nu, nici noi, deci trăim un anumit gen de experiențe pentru că am ales prost. Cei care sunt în fața unor astfel de alegeri să se gândească bine, pentru că un anumit tovarăș de viață va însemna o altă viață, va însemna un gen de experiență specific bun sau rău. Cum voi educa copiii? Voi fi un Eli sau un Avram? Despre Eli, 1 Samuel 3:13, i-am spus, spunea Domnul, că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, casa lui Eli, din pricina fără de legii de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fie oprit. De aceea jur casei lui Eli că niciodată fără de legea casei lui Eli nu va fi ispășită, nici prin jertfe, nici prin darul de mâncare. Deci i-a spus, i-a transmis o solie cutremurătoare, faptul că praf se va alege de familia lui, de casa lui. De ce? Pentru că ai știut de copiii tăi, de atâtea păcate și de atâtea rele ce le-au făcut și au ajuns într-o situație, iar tu nu i-ai oprit, nu i-ai disciplinat, n-ai făcut nimic în direcția aceasta și acum nu se mai poate face nimic. De ce? Pentru că i-au ajuns atât de departe și atât de răi încât nu se mai schimbă, iar tu te-ai unit cu ei. Tu i-ai trimis în această direcție pentru că ai neglijat educația adevărată care trebuia să le dai. Pe când ce frumos e raportul, un alt raport, o altă alegere, sigur, el i-a ales să fie îngăduitor. Câți părinți nu aleg lucrul acesta, să închidă ochii față de ceea ce fac copiii, să nu le pese de educația, de defectele, de problemele adevărate ale copiilor, parcă nu le văd, parcă nu le sare în ochi, nu întreprind nimic ca să-i ajute pe copiii lor, ca atare îi ajută în rău dacă nu îi ajută în bine. Da? Avram, spunea Domnul despre el, Geneza 18:19, căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Eu îl cunosc
ce om credincios, ce părinte adevărat. El va merge înainte ca un exemplu, ca un model adevărat și va chema casa lui nu să facă ceva ce nu face el, ci exact ce face el. Caracterul lui va fi exemplar, îi va influența în bine, își va disciplina copiii, pentru că s-a disciplinat în primul rând pe el, iar casa lui va merge după el și va asculta. Sigur, fiecare părinte își alege, e o alegere, cum educ copilul, ce vreau să fac din copilul acesta, ce vreau să iese din el, nu? Pentru asta va ocupa timp, muncă, rugăciune, studiu, va avea nevoie de revelație din partea lui Dumnezeu sau pur și simplu nu va fi o prioritate pentru el, copilul va crește de izbeliște, defectele vor încolți, se vor întări și mai târziu vor ajunge ruinați copiii pentru că un părinte a ales lucrul acesta. Sigur, copilul când crește mare are șansa să se trezească, deși va fi foarte greu cu educație greșită din copilărie. Va descoperi defecte titanice cultivate în el pentru că altcineva, când au fost sub formă de germeni, nu le-a săpat, nu le-a rupt din rădăcină. Acum deja se luptă cu pom pe care trebuie cu, în loc să fi scos părintele cu ani în urmă un germene, un firișer de iarbă, acum trebuie să defișeze cu drujba, dacă mai poate, păduri întregi și cât de greu este să tai cioturi groase, cât de greu este să te lupți cu defecte pregnante și puternic întipărite, care se mai luptă acestea doar dacă vor mai alege copiii deveniți mai târziu adulți sau tineri să facă o astfel de lucrare. De aceea, cum îmi voi educa copiii? Este o mare alegere care va influența, mă va influența pe mine, va influența familia, copiii prin copii. Mai departe va merge, ei vor forma familii de același gen și așa mai departe, cine știe câte generații se vor duce. O altă decizie mare la care puțin gândim este grupul de oameni cu care mă voi întâlni și mă voi închina lui Dumnezeu, biserica pe care voi alege. Nu, zic grup de oameni pentru că biserica în accepțiunea lui Dumnezeu e mai mult decât un grup de oameni. Oamenii cu care te vei întâlni, cu care vei petrece atâta timp, te vor influența major. Vei avea un anumit tip de experiență. Anumite efecte vor urma acestei întovărășiri, acestei relații. Grupul în care te vei încadra te va amprenta profund, va lăsa o amprentă atât de puternică de nu-ți imaginezi. Vei crește spiritual, rar întâlnit. Sau vei deveni lumesc. Vei fi zidit sau vei fi dărâmat. Nu-i totuna, așa trebuie să te gândești. Grupul de oameni cu care te întâlnești, crești spiritual, devii mai spiritual, sau devii mai arogant, mai lumesc, mai mândru. E zidit sufletește și din punct de vedere al caracterului, adică ți se cioplesc defecte prin relația aceasta, ți se cultivă virtuți, crești din această perspectivă ca și o clădire minunată pentru Domnul sau ești dărâmat pas cu pas, toate principiile bune ți se dărâmă. Ai o dulce părtășie din punct de vedere al sentimentelor și al trăirilor, te bucuri atât de mult, cum spunea David în Psalmi, ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună, ai astfel de experiență, dulceața părtășii frățești sau amărăciunea și decepțiile și certurile, cum spunea Pavel celor din Corint, 1 Corinteni 11 cu 17, vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Și amonestat pe farisei, spunându-le despre ceea ce numeau ei tovărășire și relații. Vai de voi, cărturari și farisei fățari, în Matei 23 cu 15, pentru că voi înconjurați marea și uscatul, asta se numește misiune, strângere de adepți, ca să vă faceți un tovarăș de credință. Și se adună, nu? Și după ce a ajuns un tovarăș de credință, faceți din el un fiu al ghenei, al focului. De două ori mai rău decât sunteți voi înșivă, asta înseamnă că în tovărășirea cu un anumit gen de oameni, într-un anumit grup, te poate face de două ori mai rău decât ai fost tu înainte. Noi suntem răi, prin naștere și uneori prin cultivare și... Dar devenim prin grupul religios pe care îl alegem de două ori mai rău. Sau putem să devenim mult mai buni. Da? Ce plăcut și ce dulce să ai un gen de experiență care să fie atât de profitabil
atât din punct de vedere al căldurii sufletești, al dragostei, te simți atât de bine când ești în preajma oamenilor care te iubesc, care îți vor binele, care se gândesc la tine, care te întăresc, cărora le pasă de tine. Sau nu-i tot una să trăiești într-un astfel de mediu când privești pe ceilalți, îți zâmbești și în ochii lor citești dragoste sau privești nepăsarea, critica ascunsă. Nu. Mușcarea pe la spate. Nu, nu te simți tot la fel, nu. Într-un anumit grup trăiești sub tensiune, sub presiune. Am făcut astfel de experiențe, nu? Și groaznic să trăiești între oameni care se mănâncă de vii și care nu ai niște relații atât de tensionate. Nu? Nu mai vorbesc și din punct de vedere al creșterii spirituale, nu mai al dulceții relațiilor. Nu-i tot una, așa că gândește-te bine ce grup de oameni alegi. E o alegere. Unii stau într-un anumite locuri care observă că sunt total neprielnice și sunt dărâmătoare, distrugătoare și totuși parcă sunt înlemniți acolo, neînțelegând de fapt că trebuie să schimbe grupul ăla de oameni sau dacă nu vor deveni de două ori mai răi. Dacă ăsta va fi efectul alegerii tale, de ce nu încerci ca să te gândești bine? Eu nu spun să sari din grup în grup, îți spun să te rogi la Dumnezeu și să găsești un grup în care vei crește spiritual și în care te vei bucura de relații adevărate. Sigur, sunt rare astfel de grupuri. În mare măsură sunt grupuri care te dărâmă spiritual. Oamenii nu cresc dacă suntem atenți și sinceri și privim cu seriozitate, vedem că oamenii în mare măsură nu cresc spiritual și nici nu se bucură de relații dulci, relații adevărate, ziditoare. Aș vrea să închei cu o altă mare decizie, deși nu-i privită decât de puțin așa, adică importanța acestei decizii, locul pe care îl alegi ca și locuință. Sigur, vei putea locui, ai diverse posibilități. Poți să stai într-un oraș sau într-un sat, poți să stai într-o metropolă unde furnică oamenii, nu, ca un mușuroi imens de furnici, sau poți să stai într-un cătun de munte, poți să stai la câmpie sau poți să stai la munte sau la deal. Variantele sunt multiple, nu? Te poți duce la stânga sau la dreapta, nu ești pironit. Și când rămâi într-un loc, ai ales să rămâi într-un loc, pentru că puteai să alegi altceva. Dar în locul acela întâlnești oameni diferiți, zone diferite, cu influențe diferite, cu culturi diferite, o viață cu totul diferită. Poți să vezi în fiecare zi clădiri, poți să vezi oameni stresați sau poți să vezi natura. Poți să vezi creația lui Dumnezeu și liniște, da? Poți să respiri un aer poluat sau poți să respiri un aer curat. Copiii tăi pot să fie în fiecare zi agresați de influențele murdare și nocive ale zonelor supraaglomerate sau pot să învețe să dobândească un spirit blând și liniștit și un spirit de dragoste pentru Dumnezeu și natură într-un alt loc. El te va influența major, vei avea o viață diferită. Dacă trăiești în zona asta, niciodată nu o să știi ce e aici. Și dacă ești aici, nu o să știi niciodată prin ce ai fi trecut dacă era aici. De aceea, trebuie să te gândești bine ceea ce vei alege. Va influența mai mult decât închipui pe tine, familia ta, viitorul tău, generații de-a rândul. Iată un exemplu. Lot și Avram, Geneza 13:11, Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. De ce a ales așa? Pentru că alesese încă ceva înainte ca priorități în viață, alesese bogăția și posesiunile materiale. Această alegere dinainte l-a influențat în a face o altă alegere și anume locuința. Locuința ți-o vei pune în funcție de ce e prioritar și ce este important pentru tine. Lot s-a uitat, la ce s-a uitat? Ți-a ridicat ochii și a zis unde se câștigă bine, unde se fac bani, unde e bogăție, unde strângem, unde putem să prosperăm din punct de vedere al material. Nu s-a gândit ce fel de oameni sunt acolo. Sunt oameni credincioși, acolo pot să mă închin cu adevărat viului Dumnezeu și familia mea să prospere spiritual. Pot copiii mei să primească în mediul respectiv o educație bună, vor crește ei sau îi voi scăpa din mâini sau voi vedea cum în casa mea încolțesc alte lucruri care sunt influențe potrivnice lui Dumnezeu și adevărului. Nu s-a gândit la așa ceva. Nu era pe lista de priorități. Prima era cum facem bani.
unde mergem să câștigăm mai mult, acolo ne așezăm și familia, da? Și astfel s-au despărțit. Un Avram a locuit în țara Canaan, iar Lot a locuit în cetățile din câmpie și și-a întins corturile până la Sodoma. Efectele. Geneza 23 cu 5, fiii lui Het au răspuns astfel lui Avram când Sara a murit. Duse-se o viață liniștită, altare pe tot drumul pe unde a mers, cu familia lângă el, da? A avut și el încercări, nu suntem pe un pământ în care nu ai nicio încercare, dar cu totul diferite încercările lui Avram decât încercările lui Lot. La Avram au fost momente în viață, teste care au însemnat momente în viață, dar între aceste momente a fost bucurie, a fost împlinire, a fost închinare la Dumnezeu, a fost bucurie cu familia, cu slujitorii lui, nu? A murit Sara, influența a cerut un loc de mormântare hetiților. O națiune considerată păgână, fiii lui Het au răspuns astfel lui Avram, ascultă-ne, Domnule! Tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Îngroapă-ți moarta în cel mai bun dintre mormintele noastre. Niciunul dintre noi nu te va opri să-ți îngropi moarta mormântului, măcar că fiecare considerăm că un mormânt este o chestiune strict privată. Ce influență a avut omul acesta? Cum l-au privit oamenii? Cum îi ziceau? Cât respect, tu ești un domnitor al lui Dumnezeu. Asta da misiune, asta viață împlinită. Oamenii îl respectau, se plecau în fața lui. Spuneau, te considerăm ca unul căzut din cer, un trimis al lui Dumnezeu printre noi. Asta da efect, asta da binecuvântare, asta da misiune împlinită. Hai să mergem mai departe. Geneza 25:8, Avram și-a dat duhul și-a murit după o bătrânețe fericită. Înaintat în vârstă, sătul de zile și-a fost adăugat la poporul său. Raport scurt, dar fericit, împlinit, nu? Bucuros, a încheiat misiunea, a încheiat viața, da? Hai să trecem la celălalt. A doua Petru 2:7, Lot, care era întristat de viața destrăbălată a celor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Nici de cum, frustrat zilnic. În fiecare zi, numai că era trist, își chinuia sufletul neprihănit de ce vedea. Nu era zi de la Dumnezeu să nu vadă și să audă. La cei nelegiuiți care mai târziu au intrat în casele lui, în casa lui, a intrat peste el, în familia lui mai târziu și așa mai departe. În fiecare zi a fost chinuit. E un alt gen de experiență. De ce a fost chinuit în fiecare zi? Soartă, ce soartă crudă a avut lor. Ce destin nenorocit, nu? Nu. Totul a ținut de o alegere. A vrut să fie aici, Sodoma, Gomora, bani, o câștigă, îmi pun locuința aici. De aici a venit nefericire, frustrare zilnică, relații tensionate, absența bucuriei, a împlinirii și a fericirii. Hai să vedem ce misiune grozavă a făcut. Geneza 19:5, au chemat pe Lot îngerii care veniseră să-l salveze. Veniseră îngerii să salveze și oamenii au înconjurat, oamenii din Sodoma au auzit că sunt musafiri pe acolo și nu scăpa niciunul ca să nu-și bată joc de ei. Au chemat pe Lot și au zis, unde sunt oamenii care au intrat la tine noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi ca să ne împreunăm cu ei. Lot, dar oare nu ar fi auzit niciodată de la Lot că locul acesta e păcat, n-a reușit să-i învieță? Lot a ieșit afară la ei. La ușă, a încuiat ușa după el și a zis, fraților, vă rog, nu faceți o asemenea răutate. Iată că am două fete fecioare, care nu știu de bărbat, am să vi le aduc afară și le veți face ce vă va place. Pentru ei musafirii erau sacri, era atât de important ca să-i oferi musafirului, oaspetului, siguranță, ospitalitatea ta și să stea în siguranță, încât a fost dispus să sacrifice două fete. Pentru ei. Eu striga, pleacă! Și au zis, omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin, un venetic și acum vrea să facă pe judecătură. Ei bine, o să-ți facem mai rău decât lor. Influența vieții lui acolo, nu? A câștigat oameni la Domnul. Oamenii l-au respectat, au înțeles valoarea credinței lui Lot. De unde
Nimic din toate acestea. Și-a chinuit viața în fiecare zi, nimeni nu l-a ascultat. Și ei din casă nu l-au mai ascultat. La un anumit moment, nimeni nu l-a mai ascultat. L-au disprețuit, l-au judecat, l-au considerat un venetic nenorocit care oricând numai mila lui Dumnezeu l-a ținut acolo ca să nu-i facă și lui rău. Știm că îngerii l-au tras înăuntru, l-au salvat, a fost mulțimea lovită cu orbire, l-au scos din Sodoma că era, își pierduse aproape și el credința, se bălăbănea de tot. A scăzut spiritual, el însuși. Familia terminată. Soția lui Lot, nevasta, versetul 26 din Geneza 19, nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Ceilalți, ginerii lui și cei care au mai avut și copiii, fete căsătorite, au zis că bătrânul glumește și a pierdut mințile că și așa nu l-asculta nimeni. Nici cei din familie nu l-au ascultat. Hai, lasă-ne cu poveștile că tu întotdeauna inventezi că rău, că nu știu ce. Două fete care au ieșit au ajuns într-o peșteră și pentru că erau poluate din punct de vedere moral, au spus ce facem, cum ne... Nu avem decât pe tata aici în zona asta și trebuie să ne... Nu, să ne păstrăm și noi neamul în continuare. L-au îmbătat, s-au culcat ba una, ba alta cu el și au rezultat doi copii. Spune atât de clar aici, cea mare a născut un fiu, versetul 37, care i-a pus numele Moab. El e tatăl moabiților din ziua de azi. Azi, moabiții care sunt astăzi, sunt rezultatul unei decizii de acum 1000 de ani, am putea spune. Nu? Și cea mai tânără a născut și ea un fiu, care i-a pus numele Ben-Ami, adică el este tatăl amoniților din ziua de astăzi. Două popoare mai târziu, necredincioase, cu genul de experiențe triste și care au adus dezonoare lui Dumnezeu și până la urmă aproape au fost distruse. De ce? Pentru că un om a ales odată un anumit tip de locuință. Zice, atât de important a fost. I-a amărât viața. În fiecare zi a colorat-o cu amărăciune. I-a pus pe lin în fiecare zi în paharul de băut și în mâncare. Și-a chinuit sufletul. N-a văzut zi de fericire. Toată viața înseamnă ceva. Da? A trebuit să-și vadă familia terminată, poluată, ea mai târziu distrusă, să-și vadă propria soție pe care cred că a iubit-o, să o vadă cum devine un stâlp de sare. Să-și vadă fete care și gineri și rude care n-au mai vrut să iasă de acolo. Să vadă la urmă fetele lui terminate și să sfârșească nefericit, bătrân și amărât într-o peșteră, iar după el, n-am mai știut ce am urmat, au urmat generații de ticăloși și de oameni care au trăit departe de Dumnezeu și au fost dușmanii adevărului, dușmanii poporului Dumnezeu, au combătut drastic credința și pe oamenii credincioși. Asta dintr-o alegere, adică chiar așa de mari să fie efectele și să coloreze experiențele oamenilor, doar locul unde locuiești, da, este... Fiecare din aceste mari alegeri de care am discutat influențează mai mult decât ne imaginăm. De aceea, haideți să devenim conștienți asupra puterii uluitoare a deciziilor pe care le luăm și să înțelegem că putem lua decizii bune care pot antrena schimbări majore în viața noastră. Pentru a lua astfel de decizii avem neapărat nevoie de relația cu Dumnezeu strânsă. Doar Dumnezeu ne poate inspira să luăm decizii bune. El vede ce se întâmplă peste timp. El cunoaște ce înseamnă binele cu adevărat. Doar El ne poate face conștiință asupra acestor subiecte și ne poate ajuta să nu greșim teribil la capitolul acesta, ci să luăm, să facem alegeri bune care să schimbe macazul total. Alegerea îți va schimba experiențele vieții, trăirile tale, relațiile, viața și viitorul. Și viitorul tău și alții, viitorul altora, poate generații la rând. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea Filipenului cu 13. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Observați, sămânța ta era legat de alegerea pe care o faci tu. Oameni care vin după tine, care vor trăi într-un anumit fel, depinde de alegerea ta. Alege viața, asta înseamnă, Doamne, dacă aș fi conștient, înseamnă că pot alege viața. Nu mi-a fost prescrisă moartea. Nu este nicăieri spus că Dumnezeu a prescris cuiva nefericirea sau frustrarea. Dacă le ai, se întâmplă nu pentru că Dumnezeu ți-a scris așa ceva. Dumnezeu, am
planuri bune cu voi, așa ne spune, să vă dau un viitor și o nădejde, dar în gânduri bune, nu de nenorocire, gânduri de pace. Nu, dar ce faci? Tu singur te pedepsești cu nelegiuirea, tu singur te lovești, scrie prin profetul Ieremia. Deci ia, o Doamne, fă-ne conștienți de puterea uluitoare a alegerilor. Dă-ne putere să înțelegem că alegerile ne formează viața și ne modelează experiențele. Fie ca Dumnezeu să ne ajute la acest capitol al alegerilor mari în viață și în felul acesta să alegem spre slava lui Dumnezeu și spre binele nostru și a altora. Amin. Amin.